Salutare! Ce facem cu vițele de vie care au un an sau doi de la plantare și deja au flori? E o problemă, n-ar trebui lăsate. Totuși, lăsăm ceva de control. Aici am o viță care are un an de la plantare, a fost plantată anul trecut. Este soiul Garold și are doi lăstari bine dezvoltați și, bineînțeles, și pe acesta avem o inflorescență. Și pe acesta o inflorescență. Și atunci ce facem? În principiu trebuie lăsat un singur lăstar care să meargă bine. Așa că ce dat de pe jos aceștia mărunți sau lăstarii gemeni îi eliminăm. Facem și o scurtă privire, una, două frunzele rupem, care vin către pământ și apoi pe cel principal îl păstrăm să meargă în sus, pe cel secundar îl vom ciupi la câteva frunze. Aici. Floarea sau viitorul strugure, bineînțeles, nu-l lăsăm, îl vom rupe, ar trebui să-i rupem pe toți, însă pentru control putem lăsa unul și pe el mai târziu îl vom rări, vom lăsa doar câteva boabe ca să vedem, să ne confirme soiul, să vedem că este chiar soiul pe care l-am cumpărat. Aici am soiul Heliodor. I-am lăsat o cordiță ceva mai lungă, tot un an are. A fost altui de mine anul trecut. I-am plivit în partea de jos lăstarii și am lăsat pe aceștia trei principali. Deja are niște ciorchini foarte mari, după cum se vede aici. Așa că, evident, îi voi elimina. Voi lăsa doar pe acesta principal de sus să meargă, iar pe ceilalți secundari îi voi ciupi. Las câteva frunze, 4-5 frunze. La fel și aici. Asta ca să le stopesc creșterea și să pornească doar acest lăstar și pe el n-am încotro, o să las. Dar având în vedere cum arată, mai mult ca sigur este Heliodor. O să-l las și mai târziu o să-l scurtez, o să-i las doar câteva bobițe pentru confirmare. Majoritatea vițelor care au mers bine anul trecut și au avut coarda destul de bine dezvoltată și am tăiat-o la nivelul primei sârme, bineînțeles că deja au fructificat. Aici am soiul Ataman și acesta are struguri. Aici, la fel, o să îi ciup sau depinde, acesta fiind mai bine dezvoltat, s-ar putea să-i las pe toți trei și doar să elimini strugurii, astfel încât să formez coardele pentru cepi și coardele pentru anul următor. Aici am uscat Ioan, la fel se vede că are urme de struguri. Voi lăsa 1, 2, 3. Aceștia de sus, 1, 2, 3 lăstari, iar pe aceștia îi voi elimina. Nu are niciun rost să-i mai păstrez. Coarda este destul de bine dezvoltată, deși are un an, a fost plantată anul trecut, a mers foarte bine, așa că deja am sărit peste un an, am tăiat-o la nivelul primei sârme ca pentru anul 2 și deja voi forma doi cepi și o coardă de producție pentru la an, dacă va merge la fel de bine. Însă, bineînțeles, aici strugurii trebuie rupți. Inflorescențele și păstrez doar la un singur lăstar de control. În principiu, cei doi lăstari de jos care sunt pentru cepi, pentru anul următor nu las flori pe ele.
pot să las pe acest lăstar care va fi coarda de producție. Dar la fel, mai târziu, doar câteva bobițe. Cam așa stau lucrurile la vițele de vie de un an și doi ani, care au și strugurași, viitor strugurași. În principiu nu trebuie să-i lăsăm, dar pentru confirmarea soiului, câteva bobițe acolo nu strică. Sper că v-a fost de folos, vă doresc multă sănătate!